Good evening. Pacea Domnului și o seară bună să avem toți. Vă rog să ocupați locurile. I bring you greetings from the Church of Jesus Christ in Australia. Vă aduc salutări de la Biserica Domnului Iisus Hristos din Australia. And my home church, the Grace Community Church, send their greetings to you. Biserica unde slujesc se numește Biserica Harul, de asemenea m-a însărcinat să aduc salutări oriunde slujesc. As Brother Geetz shared with you before, we have been friends a long time. Așa cum am împărtășit deja fratele Ghiță cu dumneavoastră înainte, suntem prieteni de o grămadă de vreme. And I have watched this vision of Apme grow from a dream in his eye. Am putut să văd felul în care crește acest vis al APME, al Asociației Pentecostale de Misiune Externă, împărtășită pe atunci de fratele Ghiță. And I can tell you that this mission is one of the most exciting missionary stories in the world today. Și pot să vă spun că această misiune în care slujește fratele Ghiță Rițișan este una dintre cele mai interesante, mai fascinante, mai încurajatoare povești de misiune care au loc la nivel mondial astăzi. I have visited a number of the fields. Am fost în vizită în multe din aceste câmpuri de misiune. In Turkey, where I will be next week. În Turcia, unde voi și fi săptămâna viitoare. In Greece. În Grecia, where some of the team are working with refugees from Afghanistan and from Iran. Unde misionarii noștri lucrează cu mulți refugiați din Afganistan și din Iran. In Macedonia, în Macedonia, and some other places. Și în alte locuri. And these young workers who give their lives in difficult circumstances need your prayer. Și acești tineri, acești oameni care și-au dăruit viața lui Dumnezeu pentru slujire în situații cu foarte mult pericol, au nevoie de rugăciunile dumneavoastră. I travel in many countries around the world. Călătoresc în multe țări în lume. I have seen mission in many different ways. Și am văzut misiunea, lucrarea de misiune fiind îndeplinită în foarte multe feluri. But I commend your mission to you. Dar misiunea aceasta a dumneavoastră este specială. Pastor Ghiță said I would talk a little bit about our ministry. Fratele Ghiță spunea că voi împărtăși câteva lucruri cu dumneavoastră despre slujirea noastră. But perhaps another time. Dar poate altă dată. But just to mention this book to you. Aș vrea să vă menționez, să vă prezint această carte, să spun câteva lucruri. The title of this book is Appointment with Jesus. Titlul acestei cărți este Întâlnire cu Isus. It's available in Romanian. Se găsește în librăriile creștine din România. We have copies available outside this evening. Sunt în seara aceasta și aici la biserică. Now in Australia, this book sells for about 60 equivalent 60 lei. În Australia, cartea asta costă 60 de lei, aproximativ. And you can buy it for 15 lei. Aici, în România, pentru noi 15 lei. And all of the proceeds go to the work of APME. Și toți banii de pe aceste cărți merg la Societatea Pentecostală de Misiune Externă Română. I would like you to turn in your Bibles, please, to Hebrews chapter 3. Aș vrea acum să vă rog tare mult să deschideți Scripturile împreună cu mine și să citim, haideți să ne și ridicăm, să citim din Epistola către Evrei, capitolul 3. And Brother Florin is going to read to you from verse 7 to verse 13. Și citim de la versetul 7 și până la versetul 13. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Amin.
Let us pray. Haideți să ne rugăm. Our gracious God and Father, Doamne, Tată, plin de har, we pray that in these moments Your Spirit will speak to our hearts. Ne rugăm ca în momentele următoare Duhul Tău să vorbească inimilor noastre. That we will not hear the voice of man. Așa fel încât să nu auzim vocea unui om. But the voice of God speaking into the deepest places of our lives. Și fiecare dintre noi să auzim vocea Ta de Dumnezeu adresându-se lăuntrului nostru. So come Holy Spirit. Te rugăm, vino Duhule Sfânt. Speak to us this evening. Vorbește-ne în această seară. That we might be people whose hearts are totally for God. Pentru ca noi să fim oameni a căror inimă să fie în totalitate a Ta. And we pray this in the name of our Lord Jesus Christ. Înălțăm rugăciunea în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amen. Amen. Thank you. Would you be seated? Puteți ocupa locurile. We read in 1 Samuel chapter 16. În 1 Samuel capitolul 16 citim that God had rejected King Saul as the leader of his people. Că Dumnezeu l-a respins pe împăratul Saul. And God sent l-a lepădat pe împăratul Saul să mai domnească peste Israel. And God sent the prophet Samuel to the village of Bethlehem. Și Dumnezeu trimite prorocul Samuel într-un sat numit Betlehem. For the purpose of anointing the next king of Israel. Pentru a unge următorul împărat al lui Israel. And we read that he went to the household of Jesse. Și Scriptura spune că se duce prorocul în casa lui Isai. And Jesse brought out his firstborn. Și Isai își aduce înaintea prorocului pe întâiul lui născut. A tall, handsome man. Un fecior înalt și frumos. A proven soldier. Un soldat arătos. And Samuel took one look at this man. Samuel privește acest tânăr. And he said, surely this is the Lord's anointed. Și spune, cu siguranță acesta va fi cel uns de Domnul. This man Eliab looked like a king. Omul acesta și arată ca un rege. And the Lord said to Samuel. Și Duhul lui Dumnezeu îi vorbește lui Samuel. Samuel, you're looking like at this like a man. Și spune Samuele, te uiți la el cum se uită oamenii. The Lord does not see as man sees. Dumnezeu nu se uită așa cum se uită oamenii. You are looking at the outward appearance. Tu privești la ceea ce se vede cu ochiul. I am looking at the heart. Eu mă uit la inimă. And I have rejected him. Și eu l-am respins. And we know the story, I am sure. Și cu siguranță cunoaștem acest episod al Scripturii. How Samuel looked down all of Jesse's sons. Cum prin fața lui Samuel trec toți fiii lui Isai. And the Lord said no, 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 no. Și Dumnezeu pentru fiecare dintre ei spune nu, 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 nu. And Samuel said, are they no more? Așa că prorocul întreabă, nu mai ai fii? It's just the boy David who's out with the sheep. Și Isai răspunde, da, mai am un băiețel, el e afară, grijește de oi. Bring him. Adu-l înăuntru. And the moment David came, the Lord spoke and said, this is my anointed king for my people. Și în momentul în care intră David în încăpere, Duhul lui Dumnezeu vorbește lui Samuel și îi spune, acesta este cel pe care îl ung pentru poporul meu. He didn't look very kingly. Nu prea arăta ca un împărat. He'd been out with the sheep. Era afară, grijă de oi. He probably had straw in his hair where he'd been sleeping with the sheep. Cine știe, poate că a venit cu paie prin păr, grijind și dând hrană oilor. But David had something that none of his brothers had. Dar David avea ceva ce niciunul dintre frații lui nu avea. He was a man after God's own heart. Era un om după inima lui Dumnezeu. And we know that God had chosen this man to be the king of his people. Și știm că Dumnezeu este cel ce a ales acest om
să fie împărat peste poporul lui. You see, David's big brother had a heart problem. Vedeți, frații lui David aveau probleme cu inima. It wasn't that there was a physical problem. Nu era o problemă exterioară, o problemă fizică. There was a spiritual problem in the heart of Eliab. Era o problemă duhovnicească, o problemă a inimii lui Eliab. And sadly, in the Church of Jesus Christ today, there are many people with heart problems. Și din păcate, în Biserica lui Dumnezeu sunt foarte mulți oameni astăzi cu probleme la inimă. Outwardly, everything looks wonderful. Pe din afară, totul arată minunat. They're at all the meetings. Sunt prezenți la toate întâlnirile bisericii. They keep all the rules. Se țin de toată rânduiala bisericii. They are heavily committed to the cause of the church. Sunt dăruiți chemării și cauzei lucrării bisericii. Outwardly everything looks wonderful. Și pe din afară totul arată frumos, minunat. But when God looks inside, dar când Dumnezeu se uită înăuntru, into the deep inward places, în adâncimile, în profunzimile sufletești, he sees a heart that needs a fresh touch of his Holy Spirit. Atât de adesea Dumnezeu vede o inimă ce are nevoie de o atingere proaspătă a Duhului Sfânt. In many of us God sees hearts that are contaminated by sin. În mulți dintre noi Dumnezeu găsește inimi pângărite de păcat. Contaminated by self. Pângărite de sine, de fire. Even contaminated by unbelief. Chiar unele inimi care sunt pângărite de necredință. And when I was seeking the Lord to know his word for the church in Romania today. Și stând înaintea lui Dumnezeu ca să-mi dea cuvânt pentru biserica lui din această seară. This is the message he gave me. Aceasta mi-a vorbit Domnul să vă spun. I read from Hebrews chapter 3 and verse 12. Am citit din Evrei capitolul 3 versetul 12. Now this is not your regular translation. Și nu este exact cu cuvintele pe care le aveți în traducerea în limba română. So what I'm reading is not what is there. Așa că ce voi citi eu nu este exact cu cuvintele din limba română. And my brother and I will seek to give you the best rendition of this passage. Și dumnealui împreună cu mine am încercat să vedem în ce fel putem găsi cuvintele potrivite pentru a împărtăși ceea ce Dumnezeu a așezat pe inima fratelui să vă împărtășească. So search your hearts every day, my brothers and sisters. Versetul 13 spune: nu îndemnați-vă unii pe alții, ci căutați inima. And make sure unii altora. And make sure that none of you has an evil or unbelieving heart within you. Și căutați să vedeți ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea, împietrită și înșelată. For it will lead you astray and make you unresponsive to the living God. Pentru că o astfel de inimă te depărtează de Dumnezeu și nu mai aude ca să poată răspunde lui Dumnezeu. Now I remind you that these words were written to the church. Cum vreau să vă aduc aminte că versetul acesta este adresat bisericii. An evil and unresponsive heart amongst God's people. O inimă împietrită și o inimă înșelată între oamenii lui Dumnezeu. Even an unbelieving heart. O inimă necredincioasă. And the Lord calls out to his people today. Și Dumnezeu strigă către poporul lui astăzi. And he asks you to consider. Și ne cere să luăm aminte. What is the state of your heart? Cum arată inima ta? Consistently in scripture we read about the heart. Scriptura vorbește foarte mult, consistent
despre inimă. Not talking about the blood pump within our chest. Și nu vorbește despre această pompă de sânge ce o avem fiecare în piepturile noastre. In scripture, the heart speaks about the deepest places of a man's life. Ci în scriptură inima este profunzimea și adâncimea unui om. It is the controlled center of our being. Este centrul de control al ființei omului. It is the center of our attitudes and of our emotions. Este centrul atitudinilor și a sentimentelor sau emoțiilor noastre. It is the center from which everything else flows. Este izvorul din care curge în afară tot ceea ce suntem noi. And there are many scriptures that challenge us to look at our heart. Și sunt multe versete, texte în scriptură care provoacă oamenii să-și privească inimile. Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbe capitolul 4 versetul 23. Above all else, guard your heart. Mai presus decât orice, păzește-ți inima. For it is the wellspring of your life. Căci din ea ies izvoarele vieții. Jesus said in Luke chapter 6 and verse 45. Luca la capitolul 6 versetul 45. For out of the overflow of the heart the mouth speaks. Spune că omul vorbește din prisosul inimii. Jeremiah chapter 17 and verse 10. Ieremia capitolul 17 versetul 10. I the Lord search the heart and examine the mind. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchi. You see, deep within every one of us is this center of our being. În lăuntrul nostru, adânc în lăuntrul nostru, este centrul ființării noastre. And our scripture tonight is challenging us to ask the question. Și scripturile ne provoacă în această seară să punem întrebarea asta. What is the state of our heart? Cum arată inima mea? The scripture says many things about the human heart. Scriptura spune multe lucruri despre inima omului. Jeremiah 17 verse 9. Ieremia 17 versetul 9. For the heart is deceitful above all things and beyond cure. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Or in Mark chapter 7 verse 21. Marcu capitolul 7 versetul 21. Jesus said this. Domnul Iisus spune următoarele. For it is from within, out of a person's heart, that the thoughts come. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele. Sexual immorality. Preacurviile. Theft. Murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, and every slander and arrogance and folly. Furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. And the truth is, my brothers and sisters, that inside me and inside you is such a heart as this. Adevărul este că și în lăuntrul meu și în lăuntrul dumitale se găsește o astfel de inimă. But the message of the gospel is this. Dar mesajul Evangheliei este acesta. That Jesus came to redeem this wicked human heart. Că Domnul Iisus a venit să mântuiască această inimă a omului stricată. Jesus went to the cross. Iisus merge pe cruce. That this wicked human heart might be transformed. Tocmai pentru ca această inimă stricată a omului să se schimbe. That we too might become men and women who are after God's own heart. Și prin jertfa lui și noi să putem deveni oameni după inima lui Dumnezeu. In Ezekiel chapter 36 verses 25 to 27 we read this. Ezechiel 36 versetele 26-27. God was speaking about his people Israel. Dumnezeu se adresează poporului său Israel. But the words speak to us tonight.
Dar cuvântul acesta ne vorbește și nouă în seara aceasta. For I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from your impurities. Next verse. This is Ezekiel chapter 36, 25, 26. 25. Okay. Versetul 25. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți, vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. I will give you a new heart and put a new spirit in you. Vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. And I will put my spirit in you and move you to follow my ways and my decrees. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. My brothers and sisters, we need to understand this. Frați și surori, trebuie să înțelegem lucrul acesta. That God has the answer to our human heart. Că Dumnezeu are răspunsul bun la problema inimii noastre. He longs to touch every one of us down in the deepest places. Dumnezeu vrea să atingă pe fiecare dintre noi, dar adânc lăuntrul nostru. And there apply the blood of Jesus. Și pentru aceasta este sângele Domnului Isus. So that we might have a heart that is after his own heart. Pentru ca noi să avem o inimă după inima lui. And that what flows out of us. Și ceea ce izvorăște afară din noi. Will be glory to his name. Să fie glorificare la adresa numelui său. Now this is the work of the gospel. Aceasta face Evanghelia. But any of us who have walked with God for any length of time know this is true. Dar toți cei care au umblat cu Dumnezeu, indiferent ce perioadă de timp, știu că acesta este adevărul. Our human hearts are stubborn. Inima noastră devine ușor încăpățânată. They are rebellious. Neascultătoare. What does it say in Ecclesiastes chapter 7 and verse 9? Eclesiastru capitolul 7 versetul 9 spune: For the hearts of the people are full of evil and there is madness in their hearts while they live. It's Ecclesiastes 7 verse 9. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău sau în inima ta, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Despite the saving work of the cross. Dincolo de lucrarea mântuitoare a crucii lui Iisus. Despite the application of the blood of Jesus. În ciuda a ceea ce face sângele Domnului Iisus Hristos. We find it so easy to return to our sinful ways. Câteodată mult prea ușor ni se întoarce inima înapoi la cărările noastre păcătoase. We are all very good at putting on an outward show. Suntem fiecare dintre noi foarte buni în a ne prezenta într-un mod plăcut în exterior. But sometimes, dar câteodată, what is hiding there, ce se ascunde înăuntru, we would not want anyone to know. N-am vrea să știe nimeni. And if for just a moment we allow that careful face to fall, și dacă măcar un moment ne-ar cădea masca, what is truly inside begins to come to the surface. Ar ieși la suprafață ceea ce cu adevărat suntem noi. The truth is that this human heart refuses to die. Adevărul este că această inimă omenească, împietrită, refuză să moară. And that's why the writer to the Hebrews says, "Search your hearts every day." Și de aceea epistola către evrei spune: luați seama și îndemnați-vă, căutați-vă inima. There are many verses in scripture that call us to this lifestyle. Sunt multe texte din scriptură care ne cheamă la acest mod de a trăi. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Romani capitolul 12 versetele 1 și 2. I appeal to you therefore my brothers, my sisters, in view of God's mercy that you offer your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable unto God. Vă îndemn dar fraților, surorilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu,
Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. In Colossians chapter 1 verse 1 2 and 3. Coloseni capitolul 1 versetele 1 2 și 3. We read much about the human heart. Citim mult despre inima omului. Set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. You see, living this Christian life is not simply a matter of making a decision to give our lives to Jesus. Umblarea cu Dumnezeu nu este doar a-ți dărui viața Domnului Isus. What is transacted at the cross is just the first step. Ce se întâmplă la cruce este doar un prim pas în viața noastră. But we are called not simply to salvation. Noi suntem chemați nu doar la mântuire. We are called to a lifestyle of discipleship. Noi suntem chemați de asemenea la o viață de ucenicie. A lifestyle in which morning by morning, day by day, we live our lives in submission to the lordship of Jesus Christ. O viață în care zi de zi, dimineață de dimineață, trăim o viață de ascultare față de Domnul Iisus Hristos. I do not live the Christian life to fulfill a set of rules. I do not live the Christian life to fulfill a set of rules. Nu trăiesc viața creștină doar de dragul de a împlini un set de reguli. But out of gratitude for all that he has done for me. Ci trăiesc plăcut lui Dumnezeu ca semn al mulțumirii pentru tot ce a făcut el pentru mine. To honor him. Eu trăiesc ca să-l onorez, ca să-l slăvesc pe el. And a crucial part of that is keeping my heart broken and humble before him. Și ca să pot să fac lucrul acesta, este impetuos necesar inima mea să fie după voia lui. Time and again the scripture uses the phrase all your heart. Din nou și din nou în scriptură găsim exprimarea aceasta cu toată inima ta. Deuteronomy chapter 6 and verse 5. Deuteronom capitolul 6 versetul 5. Love the Lord your God with all your heart. Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Proverbe capitolul 3 versetele 5 și 6. Trust in the Lord with all your heart. Bizuiește-te, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Jeremiah chapter 2, chapter 29, verse 12 and 13. Ieremia capitolul 29, versetele 12 și 13. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you and you will seek me and you will find me when you seek me with all your heart. Mă veți căuta tă inima. Or Joel chapter 2 and verse 12. Ioel capitolul 2 tă inima. Or Joel chapter 2 and verse 12. Ioel capitolul 2 tă inima. Or Joel chapter 2 and verse 12. Ioel capitolul 2 Domnul. Return to me with all your heart. Întoarce-te Domnul. Return to me with all your heart. Întoarce-te. To become Christian. Nu suntem chemați ca să purtăm doar to become Christian. Nu suntem chemați ca să purtăm doar to become Christian. Nu suntem chemați ca să purtăm doar să fim oameni a căror inima, a căror suflet sunt în întregime a lui Hristos. Să fim oameni a căror inima, a căror suflet sunt în întregime a lui Hristos. Să fim oameni a căror inima, a căror suflet sunt în întregime a lui Hristos. So from the beginning of each day. Așa că la începutul fiecărei zile. Through until the moment our head goes to the pillow. Până când ne așezăm capetele obosite pe pernă. Whether we are here in the church, fie că suntem în biserică, or working out there in the world, sau lucrăm, suntem afară în lume, we are to be those whose hearts and lives are completely sold out to Jesus. Trebuie să fim cei a căror inimă este în întregime dăruită lui Hristos. When that is real for us. Și când acest lucru este o realitate pentru noi, God can begin to do things. Dumnezeu poate începe să facă ceva. That we never imagine. Lucruri la care noi nu ne-am gândit vreodată. On Tuesday last week. Marți
China. It's a long, long journey. E o călătorie lungă. And in the last part of that journey, a long, long journey. E o călătorie lungă. And in the last part of that journey, a long, long journey. E o călătorie lungă. And in the last part of that journey, și în ultima parte a acestei călătorii, I found myself in a compartment on the plane with no one else. M-am uitat în jur și am văzut că în partea aia de avion unde eram eu nu mai era nimeni. Now I am always looking to see who is sitting beside me. Eu de fiecare dată mă uit să văd cine stă lângă mine. Is there some word from God for this person? Are Dumnezeu vreun cuvânt pentru cel care șade lângă mine? And I had some amazing conversations with people on aeroplanes. Și am avut parte de discuții extraordinare cu oameni care ședeau lângă mine în avion. In one moment I got up just to exercise a little. M-am ridicat la un moment dat să mă mai mișc. And I noticed the young flight attendant looking in a little notebook. Și am observat o stewardeză citind dintr-o cărțulie. I said to her, "Is that your journal?" Și am întrebat-o, "Îi jurnalul tău?" And she said, "Yes." Și a spus, "Da." She thought, "How does this man know what this is?" Și s-a uitat la mine întrebătoare, gândindu-se, de unde știe omul ăsta ce am eu în mână? I said, "Oh, my journal is in my bag, back at my seat." Și am zis, "Și eu am jurnalul meu în geantă, la locul meu." And we began to talk for a moment or two. Și am discutat puțin cu ea. She was of Roman Catholic faith. Era romano-catolică. But it would seem that her faith was something very, very real to her. Și mi s-a părut că pentru ea credința ei era ceva foarte real. She learned that I was a pastor. A aflat că sunt pastor. And a few moments later I returned to my seat. Și după ce am schimbat câteva vorbe cu ea, m-am întors înapoi la locul meu. And she came into my little area. Și a venit în zona în care ședeam, eram așezat. And she knelt at my feet and she said, "Pastor, will you please pray for me?" Și s-a oprit în dreptul meu, în dreptul picioarelor mele și a spus, "Domnule pastor, nu vă rugați, vă rog pentru mine." And she shared something very precious from her life. A împărtășit cu mine ceva personal și prețios din inima, din viața ei. And there on that aeroplane, și acolo, în avion, I was able to pray for her. Am putut să mă rog pentru această stewardeză. Now, was that me? Am fost eu cel care am făcut lucrul ăsta? No. Nu. You see, I begin every day by saying, "Lord Jesus, my life is yours." Eu îmi încep fiecare zi spunându-i Domnului, Doamne Iisuse, inima mea e a ta. As I go out into the world today, dacă astăzi ies din casă, I want to spread abroad the aroma of Jesus. Vreau să împărtășesc mireasma lui Hristos. And so I ask him to give divine appointments. Așa că de fiecare dată îl rog pe Dumnezeu să mă programeze el. It was a divine appointment 20 years ago that introduced Brother Gita and myself. A fost o programare divină întâlnirea cu fratele Ghița cu 20 de ani. Much of my ministry around the world comes as a result of divine appointments. Foarte mult din ceea ce reușesc să fac eu în jurul lumii este doar călăuzirea lui Dumnezeu. But the divine appointments I love more than anything else. Dar dintre toate călăuzirile de pe care Dumnezeu mi le dă, ce îmi place mie cel mai mult, are those opportunities when the Lord speaks to my heart and says, "Pray for that one." Sunt dățile în care Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește spunându-mi du-te și roagă-te pentru persoana respectivă. That person needs the touch of a hand upon their life. Persoana aceea are nevoie de atingerea mea peste viața ei. And if I'm going to be responsive to that, și dacă vreau să răspund trimiterii lui Dumnezeu, my heart needs to be tuned to his heart. Inima mea trebuie să fie acordată cu inima lui Dumnezeu. If it's just me, dacă doar de la mine vine inițiativa asta, I can make some terrible mistakes. Pot face greșeli teribile. And so as I live my life, I seek to keep my heart tuned to the heart of God. Așa că e foarte important să-mi trăiesc viața acordându-mi în fiecare zi inima mea la inima lui Dumnezeu. Now I'm a person just like you. Și eu sunt tot un om ca dumneavoastră. I have a human heart. Am și o inimă de om. Sometimes I am astonished by the wickedness that wants to come out of my heart. Și eu sunt surprins câteodată
de câtă împietrire se poate aduna în inima mea. Sometimes I am ashamed before the Lord of the things that come from within me. Și nu odată mi-e rușine stând înaintea Domnului de ceea ce văd că vrea să iasă din inima mea. So constantly putting my heart to death at the foot of the cross is an important part of my day. Este foarte important pentru mine zi de zi să-mi așez inima la poala crucii lui Hristos să moară acolo. Because only in that way, pentru că doar așa, can he live in my heart. Poate el, Hristos, să trăiască only în in that inima way mea. Can he flow out of the depths of who I am. Doar așa poate Hristos să izvorască din mine în afară. So how do we keep this human heart right before God? Așa că întrebarea e cum ne păstrăm inima noastră plăcută înaintea lui Dumnezeu. It must begin with our attitudes. Trebuie să înceapă cu atitudinea noastră. Yes, I have accepted the Lord Jesus a long time ago. Da, l-am primit pe Domnul Iisus de multă vreme. But every day, dar în fiecare zi, I have to examine my heart. Trebuie să-mi cercetez inima. And see that the attitudes of my heart are right. Și să văd că pornirile inimii mele sunt corecte. Earlier we read from Colossians chapter 3. Am citit mai înainte din Coloseni capitolul 3. Let me go back there for a moment. Dați voie să mă întorc înapoi la Coloseni capitolul 3. The apostle Paul says this. Apostolul Pavel spune următoarele. Since then we have been raised with Christ, verse 1. Deci, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Să umblați după lucrurile de sus. What's he saying? Unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Ce zice Pavel? What he's saying is let the focus of your life be Jesus. Faceți ca centrul vieții voastre să fie Hristos. There is no room for anything else in the child of God. Pentru că în copilul lui Dumnezeu nu trebuie să mai fie loc pentru nimic altceva. If we are going to live this abundant life that he promised us, dacă vrem să trăim viața din belșug făgăduită de Dumnezeu, the focus of my life must be on Jesus. Ținta vieții mele trebuie să fie Hristos. He says, set your minds on things above and not on earthly things. Merge mai departe spunând gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. There's a challenge for us in this world today. Este aceasta o provocare pentru noi în zilele noastre. It is so easy for our minds to be diverted from the things of God to the things of the world. Cât de ușor este gândurile noastre să fie distorsionate, să fie redirecționate de la inima și căile lui Dumnezeu. The attitude of our heart should be this. Dar atitudinea vieții noastre ar trebui să fie my eyes are on Jesus. Ochii mei se uită la Hristos. My mind wants to focus on the things of God. Mintea mea vreau să se concentreze asupra lucrurilor lui Dumnezeu. That stuff that would like to rise out of my human heart, I'm dead to that. Lucrurile care vor să se ridice rele din inima mea, vreau să fiu mort față de ele. And if we were to read on through Colossians chapter 3. Și dacă ar fi să citim mai departe prin Coloseni capitolul 3. We would read statements like this in verse 5. Citim afirmații ca acestea în versetul 5. Put to death therefore whatever is of your earthly nature. De aceea omorâți mădularele voastre. There is no room for these things in the hearts of God's holy people. Și asta pentru că nu are voie să existe loc pentru astfel de lucruri în oameni cu o inimă după inima lui Dumnezeu. How do I live a life with my heart focused on Jesus? Cum trăiesc viața cu o inimă ce l-are pe Hristos în centru? It begins with the attitudes of my heart. Începe cu atitudinea inimii mele. And then it sets out day by day in the choices I make. Și nici asta nu-i de ajuns. Ea trebuie zi de zi să fiu atent la deciziile pe care le iau. That verse, Colossians chapter 3 verse 5, is about choices. Versetul acesta din Coloseni 3, versetul 5, de fapt e vorba de decizii, de hotărârile pe care le iau eu. And the choice to live a life
that is sold out to Jesus. Eu decid dacă trăiesc o viață dăruită lui Isus. Is a choice that is made step by step by step throughout the day. Pas cu pas cu pas de-a lungul zilei eu decid. In verse 8 of Colossians 3 he says this. Versetul 8 din Coloseni 3 spune: Rid yourselves of all of these things. Get rid of them. Lăsați-vă acum, scăpați de toate aceste lucruri. Anger, rage, malice, slander, filthy language. Mânie, vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase. Do not lie to one another. Nu vă mințiți unii pe alții. Since you have put off the old self with its practices and you've been made new in the renewing of your mind. Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. My brothers and sisters, living a heart sold out to Jesus is one choice at a time. Ca să trăim cu o inimă dăruită lui Dumnezeu, trebuie să fiu atent la fiecare decizie pe rând pe care o iau. Morning by morning as I come to sit with Jesus in the secret place. Dimineața de dimineață, întâlnindu-mă cu Isus în timpul meu de părtășie. I look inside my heart. Mă uit în lăuntru inimii mele. I examine my heart. Îmi cercetez inima. I examine my attitudes. Îmi cercetez atitudinea. I examine my actions. Îmi cercetez acțiunile. I examine my words. Îmi cercetez cuvintele. To be sure at the beginning of each day. Ca să mă asigur de la începutul fiecărei zile. That there is one Lord in my life. Că în viața mea este un singur Domn. And that is the Lord Jesus Christ. Și acest Domn, stăpân, este Iisus Hristos. And that's why this verse in Hebrews chapter 3 and verse 12 speaks so much to us tonight. De aceea versetul acesta din Evrei capitolul 3, 12 verset. From this translation that I have here. Din traducerea pe care o am eu. So search your hearts every day, my brothers and sisters. Luați seama, dar fraților, cercetați-vă inima. Do you get that? Înțelegeți ce spune Evrei 3 cu 12? Search your hearts every day. Cercetați-vă inima în fiecare zi. It says in verse 13. Spune versetul 13. This is the time to encourage each other. Îndemnați-vă, încurajați-vă unii pe alții. Now encouragement is not walking up to someone and rebuking them. Evrei 3:13. A încuraja pe cineva nu înseamnă a mustra pe cineva. Encouragement is putting your arm on their shoulder and saying let me walk with you. A îndemna pe cineva înseamnă, cu alte cuvinte, ai pune o mână pe umăr, a-l încuraja și a-i spune vreau să merg și eu cu tine. And when we find a brother or sister who is struggling. Și când găsim un frate sau o soră care duce bătălii, lupte. A rebuke accomplishes nothing. O mustrare în plus nu rezolvă nimic. One word of encouragement. Un îndemn, o încurajare can change a life. Poate schimba o viață. Much of my ministry in these days. Mult din slujirea pe care o fac zilele astea. Is getting beside people. Este să stau alături de oameni. With a simple word of encouragement. Rugând pe Dumnezeu să vorbească prin gura mea încurajare. So we get our attitudes right. Așa că trebuie să avem atitudinile noastre corecte. We look at the choices we are making with our lives. Trebuie să fim atenți la deciziile care le luăm cu viața noastră. We constantly examine our hearts. Trebuie să ne cercetăm pe noi înșine. We encourage one another. Să fim o încurajare, să ne îndemnăm unii pe ceilalți. We feed our hearts on the word of God. Și să ne hrănim inimile cu cuvântul lui Dumnezeu. How often do you open your Bible? Cât de des deschideți Scriptura într-o zi? Sunday morning, Sunday evening? Când o deschideți Scriptura? Duminică dimineața, duminică seara? We hardly need to bring a Bible to church anymore. It's always on the screen. Mai nou nici nu mai are rost să aducem Biblia la biserică. Versetele spuse pe ecran. But what about at home? Da, acasă. Is your Bible open morning by morning? Deschide cineva Biblia ta
dimineață de dimineață, that the living word of God might speak into your heart. Vorbește cuvântul viu al lui Dumnezeu inimii tale. There is a story told in my family. Este o întâmplare care a avut loc în familia mea. About when my father was just a little boy. Când tatăl meu era doar un băiat, băiețel. And there was an old auntie who used to visit the family once a year. Și când tatăl meu era mic, o mătușă în vârstă o dată pe an venea și vizita. And when my father learned to read and write, când a învățat tatăl meu să citească și să scrie, she gave him his first Bible. Mătușa aceasta i-a dăruit prima lui Biblie. And she said, Frank, și a spus, Frank, read this every day. Citește-o în fiecare zi. The next year when this auntie came to visit, și pentru că domnia ei venea an de an, anul viitor când a venit în vizită, she said, Frank, where's your Bible? A spus, Frank, unde ți-e Biblia? And the little boy who became my father, băiețelul pe atunci care a devenit tatăl meu, ran up to his bedroom, a fugit la el în cameră, and brought down the Bible, a adus Biblia, still brand new in its box, care arăta nouă năuță în cutia în care a fost, în care a primit-o. And with great pride he gave it to his auntie. Și mândru că Biblia lui tot nouă i-a arătat-o la mătușa. And she burst into tears. Și ea a izbucnit în lacrimi. And she wept and she sobbed. Și a plâns și s-a jelit. My father told me, he said, I didn't understand. Îmi spunea tata, mă uitam la dumneai și nu înțeleam de ce, nu înțelegeam de ce plânge. Then she said this to me. Și apoi i-a spus următoarele. Frank, you have given me a Bible that looks just like what I gave you one year ago. Frank, tu mi-arăți o Biblie exact ca aceea pe care ți-am dat-o eu anul trecut. I would rather see the pages stained with your fingerprints. Dar eu vreau să văd o Biblie pătată de cât de mult ai pus degetul pe ea. The corners folded from much use. Vreau să văd o Biblie în care colțurile sunt uzate de cât de mult e răsfoită. But I look at this Bible. Și eu mă uit la ce mi-arăți tu, la Biblia asta. And I know you have not opened it since I gave it to you last year. Și ușor să-mi dau seama că tu n-ai pus mâna pe ea de anul trecut de când ți-am dat-o. Is your Bible lonely? Se simte singură Biblia ta? How often do you open the living word of God to feed your own heart? Deschizi cuvântul viu al lui Dumnezeu pentru ca el să-ți umple inima. 2 Timothy chapter 3 and verse 16 says this. 2 Timotei capitolul 3 versetul 16 spune. All scripture is God breathed. Toată scriptura insuflată de Dumnezeu. And it is profitable for teaching. Și de folos ca să învețe. For rebuking. Să mustre. For correcting. Să îndrepte. For training in righteousness. Să dea înțelepciune. So that the man, woman of God might be complete unto every good work. În neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. We need the living and abiding word of God speaking to our lives each day. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu statornic și dătător de viață în fiecare zi. Not to find a testimony or to find a sermon. Nu deschid Biblia ca să găsesc un text sau în ea să-mi pun o predică. But to feed our human hearts. Ci ca să-mi hrănesc inima mea. One more thing. Și încă un lucru. Keep your heart open to God. Păstrează-ți inima deschisă față de Dumnezeu. You see, it is very easy for us to lock God up in little boxes. E foarte ușor pentru noi să-l catalogăm pe Dumnezeu, să-l închidem pe Dumnezeu în cutii. To say God always does this in this way. Să spunem Dumnezeu întotdeauna face lucrurile așa și le face în modalitatea asta. If it doesn't happen like this, it's not God. Dacă lucrurile nu merg așa cum ne așteptăm, noi sigur nu-s de la Domnul. Well, I have walked with God all of my life. Prin harul lui am umblat cu Dumnezeu toată viața mea. I'm 68 years old next week. Săptămâna viitoare voi face 68 de ani. And what I've learned is this. Și toată viața mea am învățat un lucru. Though God never changes. Că Dumnezeu nu se schimbă niciodată. His ways do change. Dar căile lui se schimbă.
He is the same yesterday, today and forever. El este același ieri, astăzi și în veci. But the way he does things is not always the same as he has always done them. Dar felul în care Dumnezeu face lucrurile nu sunt la fel ieri ca astăzi. And constantly he says to me. De aceea în mod constant Dumnezeu îmi spune, Kevin, while your heart is open, I can do anything with you. Câtă vreme inima ta stă deschisă, eu pot lucra prin tine. Once your heart is closed, odată ce ți-ai închis inima, our journey is finished. Călătoria noastră împreună se termină. My passion is to keep my heart open to God. Pasiunea mea, dorința mea este să-mi păstrez inima deschisă în fața lui Dumnezeu. As we draw this together, as we draw our message together, what is the Spirit of God saying in your heart? La sfârșitul acestui timp de închinare, ce l-auzi pe Dumnezeu spunându-ți înăuntru inimii tale? Is he challenging you to search your heart anew? Te încurajează Dumnezeu să cauți înnoirea inimii tale? Could it be that some evil or some unbelief is hiding away deep inside? Se poate oare ca vreun rău sau vreo necredință să fii sălășluit în inima ta? Is your heart a fit dwelling place for his Holy Spirit? Este inima ta un templu de dorit să locuiască Duhul lui acolo? When the Spirit of God looks within, când se uită Duhul lui Dumnezeu în lăuntrul tău, what does he see? Ce vede? What does he see? Ce vede? Can I ask us to stand? Haideți să ne ridicăm. I ask you to stretch out your hands before the living God. Și haideți să ne ridicăm mâinile înaintea Dumnezeului celui viu. And I ask you this question. What do you offer to him tonight? Dacă îi ridici mâinile lui Dumnezeu, ce ai să-i oferi în seara asta? Has he spoken to you? A vorbit Dumnezeu cu tine? If he has spoken to you about the state of your heart, dacă îți vorbește Dumnezeu acum despre inima ta, then hold your heart up before him. Atunci țineți inima ta înaintea lui. Lord Jesus, Doamne Iisuse, search my heart. Cercetează-mi inima. And see if there be any wicked way in me. Caută, Doamne, dacă este ceva rău în lăuntrul meu. Purify my heart. Curățește-mi inima. Let me be as gold and precious silver. Fă inima mea de preț și curată ca aurul și argintul. Lord, possess my heart. Stăpânește inima mea. That you own it all. A ta să fie toată. You speak to him. Vorbește lui Dumnezeu. Just quietly you make your response to him just now. Stai de vorbă cu Dumnezeu și spune-i ce e în inima ta chiar acum.